Pacientul a fost adus în stare extrem de gravă la unitatea primirii urgențe din cadrul Spitalului Județean Constanța în cursul serii de 20 ianuarie, cu arsuri pe aproximativ 70% din suprafața corpului. O echipă medicală multidisciplinară a intervenit de urgență conform protocoalelor de tratament în cazul arsurilor severe. Bărbatul a necesitat intubație și ventilație mecanică la terapie intensivă, a fost stabilizat, iar a doua zi, în mai puțin de 24 de ore, a fost transferat cu elicopterul la Spitalul Sfântul Spiridon Iași, secția chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și arsuri. Până la momentul transferului s-a efectuat toaletarea plăgilor în blocul operator, au fost recoltate inclusiv culturi bacteriene conform protocoalelor. Menționăm că pe mediile de cultură nu s-a dezvoltat floră patogenă.